Stăm de vorbă cu domnul Victor Boștinaru, europarlamentar din partea Partidului Social Democrat. Dânsul ne va povesti câte ceva din culisele petiției privind taxa de primă înmatriculare. Domnule Victor Boștinaru, ce vești ne aduceți de la Bruxelles privind taxa auto? Fără false optimisme, cred că veștile sunt bune, în sensul că s-a reușit cel mai scurt parcurs al unei petiții, de la momentul depunerii până la momentul prezentării în primă lectură a trecut doar o săptămână. Petiția este acum analizată de experți și sperăm că într-o perioadă relativ scurtă această petiție va organiza audierile însemnând, pe de o parte, un răspuns oficial scris și un reprezentant oficial al Comisiei Europene, o poziție oficială scrisă și un reprezentant oficial al Guvernului României și, evident, petiționarii de față. După ce se ascultă pozițiile, apoi Comisia poate decide într-un sens sau în altul. Ținând cont de probatoriul aflat la dosarul acestei petiții, cea mai mare dintr-un stat național înregistrată vreodată în Uniunea Europeană, este de prevăzut că se va cere Comisiei Europene să întreprindă toate demersurile pentru a obliga guvernul român atât să modifice legislația, întâi să stopeze activitatea actualei legi care este în conflict cu legea europeană, dar și să ceară guvernului României să restituie banii plătitorilor taxei de primă matriculare. Acest lucru este de altfel în mod repetat și oficial declarat de către comisarul Laszlo Kovács, comisarul pentru taxe al Uniunii Europene. Care este orizontul de așteptare al românilor? Dacă luăm în calcul claritatea acestui dosar, dacă luăm în calcul faptul că în mod repetat Comisia Europeană, Comisarul European Laszlo Kovács au prezentat Guvernului României solicitări scrise de modificare a legislației și de restituire a sumelor obținute în mod nelegal, este de așteptat ca acest orizont de timp să fie unul scurt. Cred că până la momentul la care Comisia de Petiții va veni în România pe 27 mai, acest lucru s-a decis deja în biroul Comisiei de Petiții a Parlamentului European, am putea avea un răspuns în acest sens. Să înțelegem că nu se poate pune problema eliminării acestei taxe, ci doar modificarea legii și a taxelor aferente. Uniunea Europeană n-a pus în niciun moment, dar absolut în niciun moment, problema imperativă a existenței unei taxe de mediu. Aceasta este decizia Guvernului Național. Dar Uniunea Europeană cere un lucru și îl cere din februarie 2007. Ca o asemenea taxă să fie înainte de toate una de mediu și nu fiscală, cum este cea actuală, și doi, să nu afecteze articolul 90 din tratatul de aderare, care se referă la libera circulație a bunurilor și serviciilor în cadrul pieței unice. Ori actuala lege care stabilește taxa de primă matriculare are un caracter fiscal și este o încălcare evidentă a articolului 90. Puteți să ne spuneți ceva despre percepția comisarilor europeni privind situația din România? Este o stare de perplexitate și este trist că acest lucru se întâmplă după primul an de aderare. Mai toți prietenii, și vorbesc de oameni care au sprijinit efectiv, substanțial aderarea României la Uniunea Europeană, toți acești prieteni sunt șocați de faptul că România nu folosește avantajele aderării. Mă refer la rata de absorpție zero, care este cunoscută și a devenit aproape folclor la Bruxelles, dar și la interminabilele lupte și certuri și dosariade și toată mizeria politică de la București, care ne împiedică să ne uităm la lucrurile cu adevărat fundamentale. Lucrurile acestea se cheamă utilizarea banilor europeni și mai ales comportamentul de țară membră a Uniunii Europene. Mă refer la ceea ce simplu e denumit reflexele de stat membru al Uniunii Europene, atât la drepturi cât și la obligații. Cum apreciați că este reprezentată România la Parlamentul European? Aș ezita să mă refer la celelalte grupuri, la grupul popular și la grupul liberal, din motive de decență. Mă voi referi strict la grupul socialist. Noi avem o delegație de 10 care este extrem de bine percepută în cadrul grupului socialist.
Adrian Severin este nu doar foarte bine cunoscut la Bruxelles, aș spune că el devine încet, încet o instituție în Parlamentul European. El a și reușit lucruri extrem de importante, atât pentru grupul socialist, cât și pentru poziția și interesele României, dar și la ceilalți membri ai Comisiei, care, iată, au reușit fie cei vechi, Mircea Pașcu, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă, alți colegi, Adriana Țicău, dar și la cei noi veniți, între care mă număr și eu, și care au reușit să se adapteze, nu doar să se adapteze, de fapt, la activitatea Parlamentului, dar să aibă și inițiative care au fost sprijinite de grupul socialist și de parlamentar. Și aici trebuie să recunosc cu sinceritate că am avut în demersul pentru această petiție, care e foarte importantă pentru cetățenii români, un sprijin necondiționat atât din partea colegilor socialiști, cât și din partea celorlalți membri ai Comisiei de Petiții, ca și în Comisia de Dezvoltare Regională. Cred că această experiență desfințează o aserțiune ușor fatalistă. Nu putem face mare lucru la Bruxelles, totul este decis de ceilalți. Doar incompetența sau incapacitatea de comunicare ar putea să devină obstacole în calea unei performanțe bune a europarlamentarilor României. În cazul socialiștilor, acest lucru nu se întâmplă. V-am rugat să renunțați delicat la această decență de care ați spus, să ne spuneți și celelalte grupuri cum se prezintă ele. Dacă veți lua din evaluările de presă prestația lor, dacă veți vedea ce inițiative au avut, ce decizii care au influențat pozițiile grupurilor politice au avut aceștia, rezultatele nu sunt neapărat spectaculoase. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc!